Salutare, dragii mei prieteni, și bine v-am mai găsit din nou, băieți, la mine pe canal. Astăzi facem un nou videoclip, băieți. Așadar, cum v-am obișnuit din nou, acum în perioada asta suntem cu grădina. De aceea, astăzi vom lua și vom pregăti terenul pentru a pune cartofii. Pentru asta folosesc motosapa de la Ruiz. Este vorba despre Dark 7000 ACC. Auzi-o pe zambilica. Pac, pac, pac. Pentru asta vreau să folosesc frezele. Cartofii îi voi pune aici, în perimetru ăsta, până acolo. De pomul acela, pe aici, 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 iar pe la pom, mai avem iar pe acolo, perimetru, pac, pac. Am aplicat și un îngășământ pe bază de complexe, mai exact un îngășământ 16-16-16, în jur de vreo 5 ani de cartofi. Dacă bineînțeles îmi place cartofii, de ce nu? Pentru a da drumul la lucru, bineînțeles să nu uitați să dați și voi un like, bubuiți-l și hai să începem treaba. Bun, fraților, haideți să începem imediat treaba, luăm imediat, măi, e din dreapta și ăsta lantul e din stânga. Fac la un câmp ăsta aici. Ăsta din dreapta îl punem aici, o dăm pe o parte. Mă, nu știu, mă, cam bate gândul să iau un, să iau niște monicoți de ăștia mai lungi pentru realiță, știi? Cu ăștia nu merge, nu poți să, adică faci biloanile, dar nu poți să le mai astupi, știi? Pentru a-i astupa e puțin cam nașpa. O să iau un reductor ceva, că bineînțeles dacă pui oțile de fier, îi macină cartofii. Punem aici siguranța, dăm astea la o parte și îl bagam direct în brazdă. Așa repede la viteză. O împingerință așa pe roțile astea până o așezăm păduiul. După care și până care îl las nițele aici pe ea. Să fie sănătate de roata asta de față. Dăm și roata de față. Pac, pam. Nu așa la viteză lucrăm. Ce unse sunt cuile astea de când am schimbat uleiul. Așa o să aibă și o greutate. De reglaj, băieți, uite cam așa o reglez. Bineînțeles, la prima vedere trebuie să fie motorul drept, adică să nu fie mai pe față sau mai pe spate, știi, uite, sau așa. Pentru ca uleiul să ajungă la fix în motor, că motorul ăsta nu este motor cam în B. Vezi, e pe lateral pus, nu este drept, liniar. Scoasă din viteză, este scoas. Aici la coarne, acum depinde de fiecare, cum unii sunt mai lungi, unii mai mici. De aici se reglează, dacă ești mai mititel, după cum te simți tu mai bine. E contactul pus, accelerația la minim, pornim benzina. După ce folosesc, opresc benzina ca să nu, bineînțeles, să se scurgă în motor. Tragem soclu pentru a... Hai să tragem de... A pornit astfel. Mai lăsăm așa ușor. Socul să se oprească. Și asta e, bă, dar chiar merge bine că i-am schimbat uleiul. Merge formidabil. Bineînțeles, acum urmează să băgăm antâia, că cu antâia se face prima dată. Apropo, acest teren a fost aiat. Acum urmează să... Aici. Dăm puțină turație. Așa, uite că ce se aduce adâncime. Da, bă, frate, acest teren a fost aiat. A fost aiat în toamnă. Pentru cei care mă urmăriți, știi ce e. Adică l-ați văzut și voi când am aiat. Și vreau să merg puțin mai încet. Ca să, bineînțeles, vedeți și voi. Să-i dau adâncime, că la cartofi e bine adâncime. Îmi place adâncimea la cartofi. Ia uite-le. Vedeți și voi ce e. Cam asta este. Măi, eu făcui un lucru bun, dar nu prea îl făcui. Că ea bine să vin început în partea lantă. Vedeți, să merg puțin mai așa. Mai pe o parte, ca să nu mai tasez terenul. Picioarele. Bă, dar ce frumos este așa, valui, valui terenul. Parcă e exact cum e cappuccino. Ai văzut când e un cappuccino acolo și vezi cum aia deasupra. Mamă. E că-l faci într-o singură trecere.
să încerc și a doua trecere să vedem dacă iese ceva, dar nu cred. O să mai dau o trecere, că e posibil să-ți bată pașă. N-am știut și eu prima dată când a fost cu plucul, nu prea știam să reglez. Și am început de la mărgii. Vedeți, mi-a rămas șans pe mijloc. Cam așa merge latura templară, frate. Mantria. Hop. Măi, problema în felul următor, am mie două ochii de-astea de 13, luai decât una de acasă, să încerc să țin cu un clește. Da, am auzit pe mulți dintre voi că mi-a spus că ai merge mai bine așa. Vreau să văd cât se duce dacă îl dau pe ăsta jos. Este o diferență cu și foaia. Mă gândesc că avea și dreptate de că, vedeți, mai ține și ăsta ce mai ține, dar este și mult mai bine, adică se cunoaște rezolvi, știi? Dar e bun și clește la tine. Mi-a odată Dacia, mă știi? Dacia 1300, când o repare cu patentul și sărmă. Și o face Enduro, care astea modernile, numai tată service, reprezentanță. Bine, dar cu alte vreme, e mult mai bine. Stai acolo, parfumat, nu te mântărești pe mâini. Ia să vedem cum merge acum. A pornit și voi șoclu. Bă, s-a duce, bă! S-a duce, dar e puțin. Op, ce mă pun? Cum mă dă ce să-mi pige, tată? Bă, chiar aia te-a avut dreptate. Aici n-am ce să vă pot zic. E bine pe o parte că și mi-a încă pământul. Și l-aruncă aici să-mi asupe. Să asupe astea, vedeți voi. Ah, bă, la început și eu cam. E cam nașa că se simte dacă dai o buturică, cam e posibil să te răsugească. În câte văd. Uite, de exemplu, puteți aici. Uite, uite vena asta. Vedeți? La priză, vrea să mă răsugească așa, bă, poate să mă dea. Adâncime, tată! Ne lăsăm și pe ea ca să... să se ducă.
Păi, dragii mei, am cam terminat și eu acum pentru pregătirea terenului pentru cartofi. Bineînțeles, mâine voi face un nou video de la semănat. Uitați și voi, cam așa a ieșit și terenul. Am încercat să trec și a doua oară, dar cam începe să scoată bolovani. Nici cu tractoarele astea moderne nu face o utilă adâncimea asta. N-am de ce să s-a mai adânc de atât. De consum, la ceea ce am făcut, am consumat undeva la un litru și ceva. Și uite, cam așa a ieșit. Dragilor, cam aici se încheie și videoclipul de astăzi. Care mâine vom lua și vom folosi o realiță de la OMAC. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Păi ne mai mă găsiți pe Instagram, Mandache Cătălin, pe TikTok, Femea Mandache Oficial, și până data viitoare ne auzim numai cu bine. Pa, pa!